Vă salut și bine v-a regăsit la un nou clip. Sper că sunteți gata de show pentru că avem destul yang în inventar, cufere hidrafarmate, plus avem o surpriză aici în inventar cu acest cufer norocos MD care poate să conțină voucher de 1000 MD. Sunt curios dacă l-am prinde astăzi. Există șansa la voucher, doar că n-am deschis niciodată acest cufer, așa că nu știu ce șansă este. Îl vom deschide în început și o să vedem despre ce e vorba. Ca să vă zic și de unde l-am primit la invazia Sungmahi, la un portal din acela. Este prima dată când am acest cufăr, l-aș deschide în început. Nu uităm de butonul de like, subscribe și vă mulțumesc foarte mult pentru cele peste 500 de like-uri și la clipul anterior. Haideți să vedem și la clipul acesta, să se strângă destule like-uri acolo pentru următorul clip și haideți să începem cu acest cufăr norocos MD, să vedem ce se află în el și începem cu licoarea vitezei. După cum putem vedea, se deschide ca un cufăr valoros verde, adică tot așa ni se percepe o taxă, să zic așa. Haideți să vedem voucherele, fraților. Ia uite, până acum nimic interesant. Hai să vedem voucherul ăla de 1000. Dăm cu mult yang până apare ceva. Hai să vedem și noi. Hai să vedem și noi ceva. Deci am dat cu 122 KK și mi-a dat un inel XP. Da, ce frumos era să prindem un voucher de oricât. Deci era voucher de la 50 până la 1000. Măcar un orison dacă prindeam era ok. Uite că ni s-a acordat acest inel XP. Nu prea avem ce să facem cu el, sincer, în momentul de față, dar îl păstrăm. Bun, acum vreau să continuăm cu acele cufere hidrafarmate. Haideți să vedem câte avem și să sperăm la cât mai multe metale. Dar înainte, hai să vă povestesc puțin și de buget. Cum am eu 243 KK, pentru că așa de rapid, vă întrebați voi, așa de rapid 243 KK, haideți să vă zic ce s-a vândut. Păi s-a vândut ametistul în primul rând, shop-ul trebuie refăcut, o să-l refacem probabil astăzi. S-a vândut din start ametistul 200 de one, aproape 199, și am mai încercat să pun niște set cavaler pe un coif și pe o armă. Pe un coif am reușit din prima, o să vedeți voi pe ecran și cadre, dar pe armă, două încercări să zic așa pe armă și n-a reușit. Am perceput o taxă de 10 ori pe încercare pentru că am avut doar 1500 gaia și dacă mai fac gaia o să mai încerc să pun seturi, dacă doriți, bineînțeles. Să știți că am primit destule PM-uri cu dacă pun set cavaler. Dar nu am gaia în momentul de față. Dacă facem gaia o să vă anunț și o să vă zic dacă mai pun set cavaler. Acum aș vrea să continui cu niște cufere hidrafarmate între timp, de la clipul anterior până astăzi, și să vedem dacă avem șanse la magice pentru a plusa armura. Haideți să vedem ce se întâmplă astăzi, pentru că buget este doar noroc să fie un pic de șanse să avem la plus să facem armura în continuare. Dacă va merge cum a mers până acum, ar trebui să iasă măcar un plus astăzi, pentru că avem buget și s-ar putea să o facem, plus 11 minim. Dar nu se știe, că pe armurile de genul putem investi și toți banii și să nu meargă un plus. Acum vedem. Deci pe șamanca aceasta avem câteva bucăți și am mai pus câteva bucăți pe un cont separat. Haideți să le deschid pe astea deocamdată și mi se pare că am și niște ebonite. Hai să le dăm aici. Perfect, cred că astea sunt toate din inventar, bun. Dacă aș prinde un vrăjește ar fi super, doar pătrunderi, las că-s bune și astea. Și hai să vedem noi magicele, nu pot să cred, fraților, magică din prima deschidere. Deci e incredibil, înseamnă că vom avea șanse destul de mari să facem armura plus. Continuăm, hai să vedem cât mai multe. Două până acum, deci două magice, foarte, foarte bine, și eșarfă de 10, o punem aici lângă, vrăjește, nu pot să cred ce dropuri am prins până acum, sincer să vă zic, și am deschis doar 8 cutii. Hai să mai revenim cu ele, că se întâmplă nebunii, deci deja se întâmplă chestii interesante în începutul clipului. Continuăm, pentru că mai avem. Nu uităm de butonul de like dacă n-ați făcut-o până acum, pentru că se așteaptă ceva plusuri în armură. Armura este pe șamancă pentru că am pus-o la 6-7
și am încercat să folosesc niște spirale timp de pe șamancă de acolo, de asta am pus-o pe ea. Și da, n-a mers, iarăși n-a mers, deci a cincea oară când încerc în bonusul 7. Haideți să continuăm cu, imediat revenim cu încă ceva cu Ferehidra. Continuăm cu încă 8 bucăți, pentru că poate 8 este numărul norocos astăzi, dar se pare că până acum doar pietre lucioase. Stați așa să le punem aici pe cont, că oricum avem nevoie și de ele. Ia să vedem, permis de trecere, EXO. Iarăși o eșarfă, foarte bine, sincer, foarte, foarte bine. Ia să vedem, în primul inventar nu mai avem, mai avem aici doar două, iarăși EXO. Câte EXO s-au strâns? 34 avem aici în inventar. Păi și astea au dat cât de cât, nu foarte bine ca primele, dar cât de cât ok. Două eșarfe până acum, să vă zic sincer, interesant. Deci interesant drop. Hai să mai pice o singură magică și sunt foarte mulțumit de ele. Nu știu dacă am eu loc de deschis. Iarăși s-a făcut aici destul de dezordine, să vă zic sincer. Mai aruncăm niște licori pe aici și continuăm, ia. Biscuit cu proteine, bijuterie, astea le aruncăm, n-avem nevoie de ele. Biologul este terminat de mult timp, de ani de zile cred că este terminat. Elixir soare, bune și ele că-s negociabile. Eșarfă, băi, nu pot să cred câte eșarfe. Dacă ar mai da și o magică, ar fi chiar super dropul. Și să vedem dacă reușesc aceste eșarfe, că dacă nu reușesc, degeaba. Elixirul lunii, exorcizare încă o dată. Și permis de trecere, nu mai vrea să dea o magică, fiți atenți. Dar mai avem 9 bucăți aici. Hai să dăm așa câte 4 și continuăm cu ele. Perla albă, biscuit cu proteine, elixir. Hai să punem elixirele pe acest cont. Elixirul lunii mai degrabă, pentru că ele nu sunt foarte de ajutor. A, și o să dăm și un plus la cal, să vedem dacă reușește. Dar n-avem Gaia, am uitat. Mai sunt 5 bucăți aici, hai să le deschidem și pe ele. S-au farmat câteva, vreau încă o magică. Una și gata. Vrăjitoare și perla albastră. Bă, n-am mai vrut o magică, dar măcar să fie norocoase cele pe care le avem. Transferăm toate dropurile aici pe cont. Și ne revedem la eșarfe, pentru că vreau să văd dacă fac ceva avansate. Hai să vedem și plusurile în eșarfă și începem cu prima fără succes. Succes și cam atât, deci am mai avea nevoie de una. Eșarfa este de 18, dar nu este mare overpay, să știți. Acum vreau să revenim și cu armura șarpe, să vedem dacă reușim să o plusăm. Deci deocamdată două încercări. Și începem cu două magice farmate de noi, hai să vedem ce se întâmplă, plus 11, eșuat. Și a doua încercare, hai să-i dăm așa, 1, 2, 3, eșuat și a doua magică. Deci 3 magice am mâncat până acum, haideți să vedem cum mai facem rost, 241 de oni. Hai să vedem pe chat dacă găsim mai ieftine, poate. Cumpărăm angro mai multe și la preț mai avantajos. Am mai găsit să cumpărăm o piatră magică la 7 oni. Îi mai dăm un plus și după care cred că facem și shop-ul. Haideți să vedem ce se întâmplă. Deci 7 oni bucata. Și hai să vedem, s-au dus sau nu s-au dus. Opa, asta e când avem ceva. Ce n-avem? Albastră nu este foarte scumpă. O să cumpărăm cred că mai multe să fie acolo. Deci sunt maxim 10, uite, 10-12 cacao, o să iau 2, perfect, și hai să dăm încă un plus. Eșuat al treilea, deci 3 magice până acum avem puse, 3 magice astăzi, plus una ieri, adică în clipul anterior, 4 în total, deci să le contorizăm să vedem câte băgăm până la plus 11. Fraților, schimbare de plan, am primit o ofertă din partea lui Costică. Mare atenție ce a spus el, a făcut un diamant full, rezistență pe ce? Pagubă abilității și apărare magică, deci excelent full, vrea să mi-l vândă la 830, n-avem banii, dar el are încredere în mine că îi dau banii în o lună, două, și aș mai avea să-i dau 600 de oni într-o lună, două. El mă așteaptă cu banii ăștia, nu pot să refuz oferta lui pentru că... Banii pot să-i dau și în rate, adică nu prea găsim jucători care să dorească banii în rate. El având și încredere în mine că îi dau banii, bănuiesc că îi convine și așa să-i dau banii
treptat. Când mai fac câte 100, câte 100 de uni, o să încerc să-i dau direct câte 100, adică nu o să-i dau cash toți, dar când facem câte 100 de uni, o să-i mai dăm din când în când și să scăpăm de datorie. Momentan avem 230, am spus eu, și a zis că totalul va fi 830, plusatul cu armura șarpe se va stopa probabil astăzi. N-am reușit să fac plus 11, dar uite că am reușit să fac altceva. Deci și diamant excelent. În perioada asta am făcut un progres enorm. Ca să vă dați seama, ametistul pus, diamantul pus, șacheta șarpe plus 10. Se întâmplă chestii foarte, foarte interesante, foarte bune pentru noi. Îi mulțumesc foarte mult lui Costică și cred că voi accepta. Îi spun ok, accept. Și haideți să ne vedem cu el, să vedem, să luăm și să plusăm. Nu știu dacă voi avea suficienți uni ca să plusăm diamantul, dar încercăm. Haideți să ne vedem cu el și revenim. Haideți să-l achiziționăm. Deci, diamant excelent, full, 230 de uni. Nu o să fie doar atât. Uite, a și acceptat, ca să vedeți că este pe bune. A și acceptat, eu mai am 600 de uni să-i dau lui. Deci 600 rămas, da. Și o să încercăm să facem shop-ul ca să-i dăm băiatului banii cât mai rapid. Și ce m-am gândit eu să facem, fraților, ca să mărim această sumă? Deci cei care vor de acum încolo set cavaler, eu mai am fragmente, dar foarte puține pe armură. O să încercăm să punem mai degrabă pe coif și pe armă. Deci vă anunț de acum. Mai am și pe armură, dar mi se pare că doar acestea sunt toate. Eu vă anunț ce am, dar o să încerc să fac mai multă gaia astfel încât să vând reușita pe 50 de oni. Cine vrea, vând reușită pe armă 50 de oni, reușită pe coif 50 de oni. Și pe armură mai vedem, poate mai las că mai am câteva zile de Wayne, deci două zile de Wayne plus mai am eu un cufăr cu Robin și o să încercăm să vindem reușite pe set cavaler pentru voi. Eu am mai vândut cu 50 de ori reușita, să sperăm că vor reuși, că dacă nu-mi reușește, deci eu dacă investesc, nu știu, 5.000 de gaia și nu-mi reușește nimic, deci este jale pentru noi și pentru buget. Eu vreau să fac bugetul ca să-i dau cât mai rapid băiatului. Oricum, dacă găsesc cumpărători, acest buget se va strânge în scurt timp, adică într-o lună, o lună jumate, el mi-a pus target 2 luni maxim. Hai să vedem în cât timp reușim să dăm acești bani și în primul rând aș și plusa. Haideți să vedem dacă reușește repede. Deci asta sunt curios, țineți în pumnii acum pe plusat că poate și dăm jos acest diamant și îl vindem. În caz că îl dăm jos, îl dau direct lui Costică. Nu uităm de butonul de like pentru acest diamant. Haideți să începem cu plus 1. Fasole verde. Succes. Succes plus 2. Succes plus 3. Succes plus 4. 5. Eșuat cu fasole roz. Succes din nou plus 4. Și succes plus 5. Ok, deci este bine până acum, este foarte bine cum a mers, dar stați un pic să vedem acum încă o fasole roz și plus 6. Hai să îi arătăm direct lui Costica acum. Nu avem foarte mult buget, de asta stau ca pe AC. Deci de asta sunt un pic stresat pe partea asta de plus și să vedem 6. Ah, a eșuat. 5 din nou, succes. Și 6 a doua oară, a doua încercare. Succes, repede l-am făcut, foarte, foarte, foarte repede l-am făcut. N-am investit, cred că un on, doi oni. Hai, doi oni am investit. A plecat Costică. Hai să îl și arăt. Fiți atenți aici că dăm și ăsta jos astăzi. Să sperăm că îl dăm jos, că ne mai scoatem ceva oni. Stați pe aproape să vedem. Păi, da, fuge Costică, nu vrea să îl arătăm. E ocupat, nu știu ce trade-uri face. Hai să dăm de el, să văd ce reacție are. Bun, hai să îl arătăm. Îi zicem plus 6. Plus 6 din 2 oni. Prea bine, perfect, zice el. Hai să-i dăm și diamantul jos și să-l echipăm pe ăsta sus. Deci dacă iese ăsta, ne-a mai recuperat ceva oni. Haideți să vedem ce se întâmplă. Îl dăm cu clește normal, bineînțeles, pentru că n-avem cu ce clește. Costică zice, ai cu el sus. Imediat va urca sus, dar să vedem diamantul perfect jos.
N-a vrut, mă, a ieșuat. Era foarte bine pentru noi să-l dăm jos, pentru că ne mai scoteam 70 de oni. Asta este, n-a vrut. Haide să echipăm și noi diamantul și să facem roata full excelentă. Perfect, plus 6. Super, fraților, o să vedem și câtă rezistență pe ce avem în total. Și o să-l și testăm acum un pic. O să testăm și armura șarpe, dar și diamantul. Până acum n-am testat deloc armura șarpe. Haideți să vedem ce plus au adus contului aceste iteme și să ne ducem prin Iohara, strâmtoarea sufletului, pe la boș, pe undeva unde trebuie rezistență PC. Și imediat vedem. Bun, hai că am găsit un Bigfoot aici. Acesta este mai simplu de bătut. 17 ca în el. Haideți să oprim aici efectele. Încercăm de pe mistreț, nu de pe leu luptător. Până acum nu mă clintez la viață. Hai să vedem în protecție. Să vedem ce se întâmplă. Văd că până acum chiar n-am probleme. Dar să văd la boși mai mari. Chiar sunt curios peste tot. L-aș testa diamantul plus armura șarpe. Hai mă să-l prind și eu cumva să nu mă mai arunce. Hai vin aici. Perfect. 17k, dau destul de mult în el, adică va pica destul de rapid. Haideți să dau și mai rapid, gen cu viteză de atac mai mult. Am băgat o licoare din aceasta, uite și marcasită galbenă clară, deja un profit. Și ia să vedem ce drop avem aici. Cuțit siamez putem pune în pet, dar uite, ca prim boss n-am avut nicio treabă. Deci mulțumit pentru prima impresie, să zic așa. N-am avut stres. Uitați-vă chestiile astea, că nu prea îmi dau damage. Și înainte chiar dădeau o grămadă fantomele astea. Chiar sunt foarte mulțumit de cum se comportă. Din nefericire n-am mai prins boș. Mi se pare că i-a bătut cineva chiar înaintea mea. Și o să merg în adăpostul nordic să văd ce se întâmplă și aici. Pe aici nu prea m-am învârtit, să vă zic sincer, foarte mult. Haideți să facem poate niște misiuni ceva. Cred că aș avea de făcut chestii. A, uite aici o misiune. Cred că trebuie să bat eu un boss la misiunea aceasta. Deci, dacă l-aș și găsi, bineînțeles. Haideți să încercăm să-l găsim. Deci, văd că restul avem. Ne uităm și la status. Deci, ar trebui 45-35. Da, este suficient. După cum puteți vedea, este foarte suficient statusul. Și restul fix 45 am. INT 50. Dacă aș pune brățara, aș face. Da, deci dacă pun brățara, fac. Deci las brățara așa. Și în rest, aceleași iteme. Și vedem ce se poate întâmpla aici, în mapa aceasta. Și fără buff aș încerca. Chiar dacă aș putea aduce și buff-ul, dar va merge destul de încet. Hai să încercăm. Ne ducem și nu știu unde ne ducem, pentru că este prima dată când, v-am zis, primul impact în această mapă. Am mai fost aici, doar că doar aproape am bătut niște mob, ceva de genul. Nu mai mult, și este prima dată când mă duc să bat un boss sau să încerc măcar să bat un boss. Hai să vedem ce iese, vă țin la curent dacă găsesc ceva. Ăsta părea boss, dar nu este. Hai că dacă găsesc ceva, vă țin la curent. Fraților, sunt aproape de camera cu bossul. O să vă pun și o poză pe ecran să vedeți și voi harta. M-am luat după hartă și nu este chiar așa de greu de ajuns. Uite aici ar trebui să fie. Sunt curios dacă îl prind. Mici șanse, dar uite că Este liber aici, deci aparent cred că se bat destul de regulat. O să intru pe toate ceașurile, poate cine știe, îi prind respawn-ul sau prind vreunul rătăcit. Timpul lor de respawn este de o oră și avem nevoie de gheață aici, perfect, deci perfect elementul, pentru că am schimbat și pentru Hydra pe armă elementul. Și chiar gheață avem, dar boss-ul nu este, lipsește. Haide că schimb pe toate ceașurile și poate dau de măcar unul. Și ia să ne uităm noi repede ce dropuri ar avea. Deci pietre plus 4, piatra lunii, cufăr carte însoțitor, cheie înghețată, pelă albă sclipitoare, dioxid de titan. Foarte bune dropurile, se poate sta pe... Deci acum înțeleg de ce este liber aici, pentru că na, se poate sta pe el și să se facă și un profit destul de bun.
Eu acum sunt curios doar să bat unul. Sunt curios doar să bat unul să văd dacă pot. Asta ar fi tare. Și dacă aș da de el ar fi super. O să încercăm să mai așteptăm puțin să vedem care-i treaba. Fraților, doar ce s-a spawnat. Am uitat să bag și alchimia. Și n-am apucat. N-am apucat să dau în el. Pentru că s-au spawnat odată cu boss-ul și 5 playeri. E incredibil ce e aici, fiți atenți ce e aici, ce am prins. O să încerc să schimb și CH-ul, am fost pe CH5. N-am apucat nici alchimie, n-am apucat să bag nici... Ai, peturile le-am băgat, văd. Și itemele, doar itemele am apucat să le bag. În rest, n-am apucat nimic să fac. Sper să totuși să prind un boss, hai să văd dacă reușesc. Uite, intru pe 6 acum. Am făcut și o grupă acolo cu niște playeri. Pentru că mi-au zis că au nevoie pentru misiune, deci au zis că n-au treabă cu boss-ul, cu drop-ul, doar pentru misiune. Haideți să mă bagi odată, că vreau să prind și eu unul. Deci eu vreau să-l testez, dar ce să testez, că n-ai ce să testezi, ați văzut ce e acolo? Este show total, dacă ați observat. Deci CH6 văd că nu e nici vorbă de boss. Și spawn-ul la fix a fost pe 5. Deci la fix. Incredibil. O să mai stau puțin pe aici să văd despre ce e vorba, dacă mai prind vreunul. Și dacă prind, o să vedem și noi dacă rezistăm. Haideți, fraților, să vedem boss-ul. Îl băgăm aici la colț. Și am băgat o ciocolată, dacă vă întrebați ce mănânc. Hai să vedem ce se întâmplă. Ia. Deci 16K în el, o să-l batem, deci la prima vedere așa, opa, mamă, damage destul de mare, deci dă destul de bine. Opa, trebuie cu instante aici, deocamdată pe damage trebuie să mai lucrezi, uitați, deși am mult rezistență pe ce cam dă, deci ori dă playerul, nu știu cine dă atât de mult, ia uitați. Uite aici se dă destul de mult damage, trebuie mult rezistență după cum puteți vedea. Deci unul l-am bătut, dar drop, am prins și o drop ceva, elixir licoare, brățară perfectă, marcasită, pietre plus 4, nu prea multe dropuri să vă zic sincer, măcar să fi făcut băieții ăștia și fetele misiunea, că poate a fost, deci boss-ul a fost teoretic pe mine, sunt curios și cât young pic aici, dar în momentul de față vedeți, este full, deci am avut noroc, am prins unul. Misiunea am făcut-o? Bun, cred că aparent am făcut misiunea. Ia să vedem. Ce primesc? Cufăr cu Omar Yohara, puțin. Deci n-am primit cine știe ce. Și 5%. S-ar putea să mai fie misiuni, deci mai am aici pusnicul nordic. Trebuie să-l găsesc și pe el. Sincer să vă zic, nu știu unde e. Dar o să încerc data viitoare. Au făcut și cei din grupa în care am fost misiunea, deci suntem toți ok, am fost toți ok, am ajutat, am reușit să ajut și câțiva playeri. Sunt și lămurit un pic cu boss-ul, o să pot să-l bat, dar cu câte o instant așa. Deci, teoretic aș rezista. Și dacă aș avea și o amuleta gardienilor, cred că bat și fără instante. Teoretic boss-ul acela este destul de profitabil, dar ați văzut că n-am prins niciun drop bun, deci nimeni n-a prins, în afară de o piatră plus 4, demon, n-a fost nimic interesant. Vă dați seama la câți am fost acolo, cât drop să se împartă, plus grupa pe care am avut-o, ce dropuri să avem. În fine, eu am vrut doar să testez momentan, poate mai încolo, mai când se eliberează o să mai încerc. Momentan este full și se spawnează o dată pe oră, deci greu când este full așa. Sunt curios ăștia de pe aici dacă s-au respawnat, o să le mai dau un check să văd despre ce e vorba. Am mai prins un Bigfoot, dar sunt curios și de căpetenie, poate o prind și pe ea. Hai și cu dropuri, întăritor de piele, licență mercenar. Deci nu văd nici o vală la Bigfoot-ul ăsta. Nici măcar una din doi. Revenim cu altul. Haideți că am prins și o căpetenie. În rest doar Bigfoot și la Bigfoot nu prind, deci n-am drop, zici că nu-mi pică nimica, sincer să vă zic. Măcar am prins arme și uitați-vă la XP-ul la pet. Deci destul de ok se crește. Să vă zic și o concluzie per total despre diamant și armura șarpe, sunt foarte mulțumit per total.
Și chiar dacă mai scad mobii ăștia, eu sunt mulțumit din ce cauză? N-am apărare site și este foarte bine că bat cam peste tot fără apărare site. Deci n-am investiția de genul și plus că am inel cu mobi. N-am amuletă nazar sau n-am amuletă gardieni. Foarte, foarte bine se descurcă, părerea mea. Plus că n-am full rezistență pe ce cum ar veni, bat și fără, uite, și fără buff, dar și fără cercei rubin. Deci uite, bat căpetenia asta fără buff. Hai să vedem și dropul, dar băi frate, haide, scade odată. Uite-te, știu că în protecție regenerează. Fără buff scade destul de greu, că n-am critică, cred că foarte, foarte mult. Ia să vedem, elixir str, hai să-l iau și pe ăsta. Beril fumuriu nu este bun. Băi, dar nici măcar la ăsta n-am primit, fraților. Nicovală. Gata, am bătut toți boșii de pe toate ceașurile și n-am primit nicio nicovală. A, ba da, una. Hai că am primit măcar una din toți boșii. Nu știu de ce așa slab drop-ul, având și mănușă ucenic. Deci chiar nu prea le-am prins. În fine, poate, nu știu, dacă stă mai mult pe ei, își fac drop-ul mai regulat, nu știu, să pice mai la fiecare. O să mai încerc, pentru că îi bat foarte lejer acum. Mi-am făcut și o idee despre cum bat. Îmi place, v-am zis, deci chiar îmi place cum bate. Armura șarpe, o să încerc să o mai bag la 6-7. Înainte să încheiem, trebuie să luăm și noi câteva aleatorii pentru shop offline, să refacem shop-ul și să ne mai strângem ceva oni. Hai să vedem prima. O zi, două zile, 40 de ore, 6 ore, două zile, 12 ore și vine una, 7 zile, 40 de ore, 3 zile, bă ce bine, 40 de ore, 12 ore. Chiar super, chiar super au venit. Și o să refac shop-ul off-camera. Iar acum am mai văzut în poștă că am primit ceva de la Quazix, o otrăvită cu 36 medie și un scarlatin cu un ca jumate PV și valoarea ta cu un pic acolo și 6-7 văd că are. Și a scris și contul de YouTube aici, deci am înțeles că s-a apucat de YouTube, îți urez mult succes. Și aceste chestii le voi da data viitoare, vă urez mult succes la giveaway, scrieți numele vostru în comentarii și părerea voastră despre cum bate acest caracter în momentul de față sau despre clip. Deci, părerile le aștept în comentarii, ne auzim data viitoare, alchimia este completă. Vă salut, multă pace, multă baftă și ne auzim să vedem cum facem cât mai repede banii, astfel încât să ne achităm datoria. Mulțumesc încă o dată și membrilor, în caz că v-a plăcut nu uităm de butonul de like, subscribe și continuăm cu evoluția. Sper că v-a plăcut și se vede că acest caracter evoluează din ce în ce mai considerabil. Vă salut și ne auzim data viitoare!